poartă spre victorie. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție Națiunea Stelistă. Sunt Cristian Scutariu și în această seară, în plină pauză competițională în Liga a doua, discutăm tot despre Steaua, dar trebuie să fac paranteza asta pentru că e importantă. E pauză competițională pentru că joacă naționalele și așa cum probabil fiecare dintre voi știe, Naționala României tocmai a obținut calificarea la Euro 2024 din Germania, se merge în Germania, deci, după victoria împotriva Israelului 2-1 într-un meci disputat în Ungaria. Așa cum spuneam, cel puțin deocamdată, noi nu discutăm despre selecție. Să sperăm că o vom putea face în viitorul apropiat și ne va interesa și mai mult acest subiect. Noi discutăm despre Steaua și o facem alături de unul dintre fotbaliștii ei. S-a impus imediat în echipă după venirea sa în această vară. A devenit om de bază și a avut evoluții apreciate de cei mai mulți dintre suporterii Stelei. Discutăm în această seară cu Daniel Vârtej. Bună seara, Daniel! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu. A doua invitație. Mi-a zis Ianuș că te-am invitat o dată și n-ai vrut să vii. Așa mi-a zis Ianuș și că a zis, lăsați-mă cu emisiunea voastră, nu particip eu la așa ceva. Unde sunteți? În online? Nu vin în online. Am zis să nu ies din zona de confort. Nu, glumesc. Am avut o treabă, nefiind din oraș, din București, am trebuit să mă duc până acasă și n-am putut, din cauza asta n-am putut. Da, nu, e în regulă, glumeam eu. Și sigur, în această seară, deși Naționala României s-a calificat la Euro și deși tocmai am citit știrea că doamna Shakira a primit o condamnare cu închisoare în Spania, nu vom discuta acest subiect și vom discuta cu Daniel o chestie care pe mine m-a făcut să fiu interesat. Mă refer aici la faptul că mi se pare mie că ai intrat foarte rapid în peisajul ăsta. De obicei, fotbaliștii, chiar și în istoria recentă, în ultimii ani la Steaua, au nevoie de o perioadă, și nu mă refer la aspectul fotbalistic, au nevoie de o perioadă până să intre în peisaj, până să se confunde cu Steaua, până să fie adoptați cu ghilimele din astea din degete de suporteri. La tine a părut foarte natural asta, deja după primele meciuri erai acolo. Cum de s-a întâmplat așa de rapid? Da, când crești pe o mentalitate stelistă, având familia stelistă, mai greu este să ajungi aici, în momentul ăsta. Cu toate că e Liga a doua, ceea ce nu se merită pentru un club ca Steaua. Deocamdată, da. Deocamdată, exact. Și sperăm să nu mai fie. A fost greu, bineînțeles. Na, din afară nu se văd lucrurile ca și cum le-ai simțit ca și jucător pe teren, ținând cont de clubul pe care îl reprezinți și cel mai mare club pe care îl avem în România. Țin să punctez. Punctez la impresia artistică, am observat, da. Da, nu, a fost... Ai intrat bine în pâine, da, te-ai intrat rapid în pâine. Da, nu știu, cred că din dorința de a face o demonstrație bună și de a simți, de a trăi unele momente, clar că după o anumită vârstă o să rămâi doar cu aceste momente și am zis totuși să accentuez momentul oportun în care mă aflu acum la Steaua și să dau totul pentru acest club. Spuneai ceva mai devreme și văzusem, cred că au câteva luni sau o chestie de genul ăsta, și un interviu, un mini-interviu cu tine pe Steaua TV, în care vorbeai fix despre asta, despre faptul că tu ai crescut în familie de steliști, că inclusiv fratele tău mergea la meciuri, da, chiar și în galerie. Am fost indoctrinat. Ai fost indoctrinat de mic. Fratele tău nu mai merge în galerie, merge la Tribuna Zero. Acum da, merge la Tribuna Zero. Trebuie să meargă la Tribuna Zero, că joc pentru Steaua, nu mai trebuie să fie termenul de huligan, cum exact sunt considerați cei din peluză, dar cu toate astea e dedicat 100% pentru Steaua. S-au bucurat alături de mine, cred că și mai mult decât mine, pentru că e o dorință a noastră
și doar eu am putut să îi reprezint, prin mine au putut să se bucure, că au ajuns să se bucure pentru clubul Steaua. Hai să ne întoarcem un pic, nu foarte în spate. Ce s-a întâmplat sau cum s-au întâmplat lucrurile astă vară? Cum... Tu ai jucat, trebuie menționat asta, tu ai jucat și barajul cu Buzău, barajul pentru promovarea în Liga 1, meci egal la Buzău cu UTA, v-a bătut UTA rău, nu mai țin minte cu cât, dar parcă v-a bătut rău. 5-1. 5-1 în deplasare. După care ai venit la Steaua. Cum a fost contactul ăsta? Cum s-a ivit varianta Steaua în viața ta profesională? Eram în Madrid cu soția. Uh-huh. În vacanță? Da, în vacanță, okay. La părinții ei, că ei sunt stabiliți acolo. Uh-huh. Și am zis totuși să speram să am oferte, că am avut un parcurs destul de bun. Și m-a sunat mister Oprița, mi-a spus exact ce trebuie să-mi spună un antrenor ca dânsul. Și n-am mai așteptat alte oferte, am zis că e momentul să joc pentru Steaua. Adică a fost o ofertă la care nu mă așteptam, sincer. Ok. Pentru că, nu știu cum să vă spun, a fost o trăire super șmecheră. Super, super. A fost ceva mișto. Când m-a sunat și mi-a spus că poți să vii să joci pentru Steaua, am zis da. Am gândit cu sufletul. Te știi, nu te știi cu Daniel? Probabil că mă cunoștea. La modul salut, exact, sigur, dar nu, da. Adică nu erați, mai colaborat? Nu am mai vorbit niciodată, doar din respect, sub formă de respect atât. În rest, nu am mai avut contact. N-a fost printre primele tale întrebări, n-a fost, dar Daniel, avem drept de promovare? Sau asta a venit mai târziu? Da, mi s-a spus și asta printre alte lucruri. Cred că dânsul mai mult decât mine și-a dorit cu adevărat să poată să promoveze, dar... Acum suntem într-o situație, suntem într-o balanță, să zic așa. Nu știm absolut nimic, nici noi. Ce mai citim în presă, ce mai vedem la emisiunea aici la tine și în rest absolut nimic. Dar asta a fost, și asta a fost una dintre întrebările pe care le-am adresat. Și ce întrebări? Chiar sunt curios. Uite, n-am vorbit niciodată, Ianu, și am avut și în zi, cum îi spune, în cariera mea de jurnalist, atâtea interviuri cu fotbaliști de la toate nivelurile. Am avut și aici la emisiune fotbaliști, niciodată n-am întrebat și nu știu cum se desfășoară lucrurile astea. Te sun, eu sunt antrenor, da, și te sun. Și salut, Daniel, ce faci? Uite, bine, prin Madrid. Uite, să te duci să mănânci acolo, că am fost și eu, bine. Ai contract? Nu mai am contract. Nu vrei să vii? Și ce, tu ce întrebi? Ce te interesează? Cum a fost discuția? Adică te-a sunat Oprița, ți-a spus, Daniel, uite, aș vrea să vii la Steaua pentru că am nevoie de un fotbalist ca tine pe postul ăsta. Și mai departe ce se întâmplă? Mai departe, eu am și un agent care mă reprezintă. Ah, ok, și pasez tot acolo? Ce se vorbește despre bani și alte chestii, ai treaba agentului. Strict cu el. Corect. Și pe tine ce te interesează ca fotbalist? Știam, de fapt știam multe chestii, că eu sunt prieten foarte bun cu Balgiu. Ok. Ceea ce e de înțeles. Așa. Și mi-a spus absolut toate condițiile, acum mă refer strict la mister. Mi s-au spus ce condiții îmi pot oferi și mai mult de atât, nu știu, a fost Steaua. A fost suficient. Suficient, exact, da. Nu știu, nu trebuia să-mi prezinte mare lucru. Da, corect, dar ăsta e avantajul Stelei, că nu trebuie să vină să spună prea multe lucruri pe lângă. Da. Și bun, ai sosit, au început treaba, a fost așa cum îți imaginai că o să fie? La început a fost puțin mai greu, cu toate că în vestiar sunt caractere foarte pozitive, ca să-i spun așa. Adică toți au fost primitori, au vorbit, ne-au ajutat, ne-au tras alături de ei. N-a fost niciun moment de tensiune, n-a existat așa ceva și te ajută ca și jucător. Ținând cont că ai schimbat echipa, cunoșteam doar două persoane, Boiciu, care mi s-a alăturat de la Buzău, și personal pe Drăghici, pe Ștefan Drăghici, că Balgiu plecase. În rest, nu cunoșteam, doar fiind adversar pe teren. Și atâta tot, dar a fost o primire. N-a fost ciudat, pentru că a fost un vestiar cu foarte mulți fotbaliști noi, adică sigur în afară de câțiva care rămăseseră
Bărbulescu, nu știu, Adi Ilie, Chipirliu și, mă rog, încă Benceanu și încă câțiva, erați foarte mulți în primă audiție, ca să folosesc termen de la Vocea României. Și te întreb asta, știi de ce te întreb asta? Pentru că sunt pervers, cum ar spune oamenii din comentarii. Pentru că a tot apărut ca justificare, nu din partea voastră neapărat, din jurul echipei, ca justificare pentru startul ăsta mai stângaș de sezon, a apărut ideea asta cum că, domne, foarte mulți fotbaliști noi, lipsă de omogenitate, e greu să fii o familie din prima și de asta nici nu au fost rezultatele așteptate chiar așa din prima. Da, ai putea să o dai okay. Și pe chestia cu omogenitatea, e mai greu, na, neștiindu-te fiecare pe poziția respectivă, uh-huh. Ceea ce joacă, ce poate să facă, ce plus poate să aducă, ce minus, că în general când îți creezi o echipă, un lot, nu neapărat echipa de start, când da. O creezi, cam, îți dai seama cam fiecare pe postul lui ce ar putea să facă. Și a fost puțin mai greu și acum mai avem câteva colapsuri, să le spun așa, dar cred că prestăm un fotbal frumos, cel puțin pentru Liga a doua, eu zic că prestăm un fotbal ofensiv și foarte frumos, foarte plăcut ochiului. Așa este, prestați un fotbal ofensiv. Uite, vorbeam înainte de emisiune că să avem o emisiune calmă, fii atent că nu o să avem. Prestați un fotbal ofensiv, dacă nu greșești, nu că greșești, că aveți cel mai bun atac ca număr de goluri, da. Dar între cele mai slabe apărări în care te situezi. Da. De ce aveți între cele mai slabe apărări? Da. Cum ai explicat tu, fotbalist, suporterilor Stelei, treaba asta? E dificil să explic. Și eu am avut o problemă la început, okay. Cel puțin până la când ni s-au dat 8-9 goluri, venind de la Buzău, în care am avut prima sau a doua apărare. Cu tot cu play-off și ce s-a jucat în campionatul normal. Okay. Și mi-a fost mai greu. Mă gândeam că tu trebuie să ieși în față și să spui, bă, până la urmă știi cum e. Nu poți să dai vina pe un atacant că s-au luat 4 goluri. Da. Dar da, e dificil. Am trecut și peste momentele astea. Nu știu ce să spun suporterilor. Doar că acum avem perioada asta de 3 meciuri în care n-am mai primit, sperăm să nu mai primim. Poate că am mai fost schimbați între noi acolo și, uite, de exemplu, și eu când jucam în 3, jucam dreapta. Poate că aduceam un plus pe atac, dar pe defensiv nu-mi dădeam seama că poate las o gaură acolo sau ceva de genul. Și până s-a format acel trio pe care îl prestăm de 3 sau 4 meciuri și ne înțelegem foarte bine, drept dovadă, nici nu s-au mai luat goluri, dar revenind la ce, așa. La ce mi-ai spus tu, n-am niciun răspuns, sincer să zic, nu știu ce zic. Pe greșeli personale și... Am înțeles. Spre deosebire de anii trecuți, sezonul ăsta a mers bine în Cupa României. Și când spun că a mers bine, mă refer la calificarea în grupă, pentru că, așa cum probabil știi, în anii trecuți au fost la un moment dat chiar unele mici, mini-catastrofe, fotbalistic vorbind, folosesc un cuvânt prea puternic. Steaua a mers bine în cupă, Steaua s-a calificat în grupele Cupei României și au fost două meciuri până acum cu două prim divizionare. Și aș vrea să vorbim un pic despre ele, pentru că au arătat diferit. A fost primul meci, înfrângere 3-1, da. Acasă cu Ucluj. Ce n-a mers acolo? Ce ați simțit voi acolo că s-a întâmplat? A fost atât de mare diferența? Nu neapărat, doar că ca și un exemplu mai okay. bun pe care tu l-ai văzut și luăm în comparație cu meciul cu cel cu Rapid. Okay. Meciul cu Rapid am jucat ce trebuia să jucăm. În meciul cu Cluj am încercat mai mult. Și clar că o echipă de prima divizie te poate taxa. Drept dovadă, au avut 3 ocazii, ne-au taxat. Și primul gol al lui Kipciu a fost un gol da. ciudat. Exact. Și de acolo, clar că trebuie să tragi, joci acasă. Deci, practic, tu ce vrei să-mi spui mie acum e că
Spre deosebire de meciul cu Rapid, în care ți-ai dat seama, bă, ăștia clar sunt niște fotbaliști care... Nu e o rușine până la urmă să... Bă, sunt niște fotbaliști care sunt pe locul 3 în Liga 1. E clar că pornim cu a doua șansă, ne asumăm și construim în jurul acestei idei. Deci noi suntem echipa cu a doua șansă. În meciul cu Cluj v-ați dus poate cu un pic prea mult optimism? Cu... Da, probabil că am zis să jucăm okay. fotbal. Ok. Că pe asta antrenăm în fiecare zi. Uh-huh. Indiferent că am avut meciuri în care, că deviez dintr-una într-alta, am avut meciuri în care n-am arătat cu adevărat că jucăm la Steaua. Au fost meciuri, că se mai întâmplă, e omenesc. Dar am încercat să jucăm. Asta a fost premiza și ne-au taxat. Au fost mai inteligenți, să spunem așa. A contat foarte mult și faptul că, de fapt, asta e o întrebare retorică, nu știu de ce întreb, faptul că la ei totuși în prima echipă au fost niște fotbaliști, sigur, valoarea e discutabilă și nu le ia nimeni, dar au fost niște fotbaliști cu foarte multă experiență în Liga 1 și nu doar în Liga 1. Și bănuiesc că simți asta pe teren. Nu doar atunci când respectiv are mingea la picior, ci și prin atitudine, prin relaxare, prin felul în care tratează lucrurile, bănuiesc. Chiar să simt chestiile astea, să știi, ai punctat bine aici. Clar că se observă cu ochiul liber când cineva se detașează atât de ușor de adversar, primește, caută numai zonele în care e singur de fiecare dată. Spun asta referindu-mă la Dan Nistor, da, care întotdeauna era singur și te întrebai, suntem 10 versus 10, adică ar trebui să fie cineva cu el. Dar asta depinde de fiecare jucător în parte, experiență, bine punctat, ai spus, cu experiența unor meciuri. Da. A jucat și în Champions League, presupun, a jucat mai multe locuri. Și s-a văzut, drept dovadă și rezultatul. A fost o înfrângere, sigur. Așa cum spuneam, n-a fost o înfrângere șocantă, nu. A fost o înfrângere normală în peisajul fotbalistic. Hai să recunoaștem și așa. Te-ai simțit deranjat, iritat, enervat sau, din contră, nu ți-a păsat după meci când, cu siguranță, au citit, aflat declarația lui Kipciu. Și nu mă refer aici la prostiile alea cu tricourile, că nu la asta mă refer. La faptul că el a spus la un moment dat, de asta te și întreb, s-a legat de voi, de jucători. A spus că, dom'le, asta e Steaua cu jucătorii ăștia. Te-a enervat lucrul ăsta? Clar. A afectat pe toată lumea, a afectat. A deranjat. Da. De afectat nu te afectează în mare parte. Dar e deranjant pentru că și el a fost în postura noastră. Poate că a ajuns mai devreme decât unii dintre noi să joace, să debuteze la Liga 1 și să aibă performanțele pe care le-a avut și le are. E deranjant, doar că țin să-ți menționez chestia asta, că a primit Tenceanu un mesaj de la el la 2 zile după ce și-a dat seama că a greșit și a zis că, bă, n-am vrut să dau un jucător, îmi cer scuze dacă au interpretat greșit sau nu, doar am fost frustrat din cauza înjurăturilor pe care mi le-au adresat spectatorii și Peluza și chiar n-am avut nicio treabă cu nimeni, adică nu cunosc pe nimeni, te cunosc doar pe tine și atâta tot. Adică nu... Deci a dat un mesaj care practic să ajungă la voi și da, să zică, exact, băi, să zic, băieți, îmi pare rău, nu era, m-a luat valul, nu era exact, pentru voi. Da, gest în regulă. Și putem aprecia treaba asta. Bun, a trecut meciul cu Cluj, ok, înfrângere. Și a venit meciul cu Rapid. Îți zic sincer că și eu, chiar vorbeam cu băieții, că ai văzut, erau mai devreme niște băieți pe aici. Nu vreau să sune rău, dar noi ne așteptam, că n-avea nicio perioadă strălucită în campionat. Și noi făceam un fel de, cum se numește la... în engleză, cum se traduce în română Ianuși, când limitezi down-urile. Noi ne așteptam să fie un meci în care să Steaua să sufere foarte tare și ne așteptam la o înfrângere și îți mărturisesc, mi-e rușine acum că am gândit așa, eu mărturisesc că singura mea dorință, din punct de vedere sportiv, era să Steaua să nu ia bătaie rău. Ei bine, pe teren am văzut o echipă a voastră care nu doar că n-a fost inferioară Rapidului, ba de multe ori a fost superioară Rapidului și la fel a fost un meci pe care dacă îl câștigați, nu deranjați pe nimeni care se pricepe la fotbal, pentru că puteați argumenta de ce l-ați câștigat. Ai vorbit mai devreme că a fost o abordare diferită. Asta a fost cheia succesului în meciul cu Rapid?
Da, în mare parte, cred că acolo, în meciul ăla, am arătat în sfârșit ca o familie, să-i spun așa, metaforic vorbind. Chiar am tras unul pentru altul și am alergat până am ieșit după meci, toți eram extenuați. Dar a fost, am jucat și pentru Peluză, cu toții, pentru toți fanii și spectatorii Stelei cu adevărat, ai Stelei. Și am zis că dacă totuși nu am putea să câștigăm sau am luat bătaie, măcar să ieșim cu capul sus. Corect. Asta a fost premiza după care am intrat în meciul cu Rapid. Bănuiesc că pregătirea meciului a fost aceeași, că nu, da. Adică la fel cum faceți pregătire pentru orice meci, cu habar n-am, cu vizionări, cu ce faceți voi, n-a fost nimic diferit din punctul ăsta de vedere la meciul cu Rapid, nu? Sau a fost? Ceva schimbat față de meciul, tot luăm ca și exemplu meciul de cupă cu Cluj, Da? Am abordat altfel, am fost mai precauți pe zona de apărare, ai și observat în timpul meciului că am zis să ne facem treaba fiecare pe posturile lor, să nu greșim în zona centrală, în zona, cum se zice, în zona noastră a fundașilor centrali, să nu le dăm șanse să aibă ocazii sau oportunități în care să câștigi, cum e la Liga 1, are jumate de ocazii și îți dă gol. Și am mers pe premiza asta și a dat roade, în ghilimele, că nu am câștigat. Noi asta ne doream, chiar sigur, dacă, exact cum spui tu, nu poți să spui că, bă, până la urmă mai știi cum e vorba aia, vezi și de lungul nasului. Exact. Nu poți să zici, bă, i-am fi bătut, că poate dacă și ei abordau meciul cu toată echipa, ar fi fost altceva. Da, e foarte posibil să fi fost așa, altceva. Sigur, da. Exact. Ca și cum aș fi spus eu înainte, că ne doream mai mult noi, dar e probabil să fie fost și altceva, știi? Dar ca și rezultat, ne-am încântat și ne bucurăm că s-au bucurat și cei din tribune de meci. Apropo de atmosfera, atmosfera sigur a fost excelentă. Cât a fost? 10% energie în plus? Cât îți dă un stadion de tipul ăsta? Cred că am avut eu 70% și am mai primit încă triplu, încă 140%. Sunt și emoții care îți pot lega picioarele? Știi care ce vreau să punctez aici? Când am fost la încălzire, deci sincer, poate par sadic sau ceva de genul, când mă înjurau spectatorii, îmi doream să mă înjure, adică pe mine mă încărcau pozitiv. Când mă înjurau spectatorii Rapidului, mă obvinea râsul, că și prietena mea îmi spune, de ce râdeai când erai la încălzire și aia? Și mă obvinea râsul și îmi doream să-i bat, să pur și simplu să le demonstrăm că aici este steaua. Sincer. La fotbal, ca să nu ne înțelegi greșit, la fotbal, da, să-i bați la fotbal, nu așa. Deci te încărcai cu treaba asta. Da. E un lucru pe care l-am observat, fix același lucru pe care l-ai făcut tu, sau pe care descrii tu acum, l-a făcut Săpunaru înainte de meci, sigur, el n-a fost în echipa de start. La fel, el s-a dus și a mai chemat pe cineva, nu mai știu pe cine, pare rău că nu știu pe toți fotbaliștii Rapidului, spre rușinea mea, și a chemat și s-au dus spre, tot așa, spre peluza Stelei și n-au, din ce am văzut eu, n-au vorbit urât, n-au făcut absolut nimic. Să-i instige. Dar s-au dus și tot așa, râdeau și mi s-a părut că face același lucru Săpunaru, că încearcă să se motiveze, să se încarce cu energiile astea. E adevărată treaba asta pe care o spun toți fotbaliștii, că indiferent de cum e atmosfera, în momentul în care începe meciul, se face liniște? Depinde de... De tipul omului? Exact. Okay. Da. Depinde cum gestionezi emoțiile. Tu cum le gestionezi? Eu le transform în răutate, ca să-i spun așa. Gen, focusez emoțiile și asta. Sunt emoții, clar. Ok. La un meci de asemenea calibru, e clar că și ne jucând, ne fiind în postura de fotbalist și reprezentant al clubului Steaua, depinde, acum, da, ți-am zis, le-am transformat pozitiv în meciul ăsta și în alte meciuri. Dar acum depinde de fiecare persoană în parte cum se manifestă. Probabil unii trag de chestia asta 5 minute, 10, tot meciul. Sunt meciuri în care poți avea emoții dacă nu-ți iese ceva sau poți să dai vina pe emoții dacă nu-ți iese ceva. Dar în cazul meu pot să spun că am o oarecare experiență, că am câteva meciuri la Liga a doua. Am undeva la 70-80 de meciuri și deja gestionez altfel situațiile. Dar din punct de vedere al atmosferei, vorbeam și înainte să înceapă emisiunea,
Ai jucat vreun meci cu o atmosferă mai încărcată decât ăsta? Nu. Nu. A fost din cariera mea de fotbalist, nu. Am mai avut tot așa, ți-am mai explicat, în Giulești tot așa, din postura de jucător al Buzăului, am jucat 8.000, să spunem. Dar doar rapidiști. Da, da, da. Acum a fost altceva. A fost de ambele, da. A fost de ambele părți. Evident, pentru că na, până la urmă nu putem condamna, așa se întâmplă și s-ar fi întâmplat în orice țară. A fost discutat în presă și un subiect care te-a privit în mod direct după acest meci. Și anume faptul că spre final, nici nu mai știu ce minut era, ai fost protagonistul unui moment fierbinte, cum s-ar spune la știri, dar nu în sensul ăla de fierbinte, un moment care a fost pe placul suporterilor din ce am văzut. Nu te-ai lăsat dominat de un fotbalist cu mai multă experiență, așa cum e Dragoș Grigore, și a fost o mini-încăierare acolo. Mărturisesc, am spus și ție înainte să începem emisiunea, eu am crezut că tu ai generat momentul ăla, pe stadion fiind. N-am văzut detalii, eram și, da, și departe. Am văzut după aia la televizor pe relori că, din contră, domnul cu experiența a generat situația, ți-a dat o palmă. Da. Din păcate să mai fac și chestia asta în 2023. Da, neașteptat. Mă gândesc că dacă aș fi făcut eu chestia asta, eu zic, din punctul meu de vedere, că cel puțin aveam 2 sau 3 etape de suspendare. Garantez. Dar nu știu dacă a anchetat cineva chestia asta, dacă adică mare discuție, am citit și eu ceva din presă, chiar m-am uitat și la emisiunea ta, că a fost după, nu? Parcă. Nici nu mai știu, cum a fost ea, n-am avut după, meciul a fost într-o marți, într-o miercuri, n-am avut ceva de gen. Și am observat că tot dădeau în mine, dar am încercat să mă apăr, doar atât am, și na, dus de val. Clar că nu m-am lăsat intimidat și nu o să mă las, dar nu pe asta vreau să punctez. Vreau să punctez chestia că nu e normal să facă asemenea gest. Ținând cont de experiența pe care o are, clar că nu se... Tocmai că poate ținând cont de experiență, poate astea sunt trucurile prin care... Bine, e urât din partea mea să vorbesc despre trucuri atunci când ne dăm palme pe teren. Că asta n-ar trebui să se întâmple sub nicio formă, niciodată. Păi dacă, da, mă scuz, observi, el îmi dă cu palma exact în momentul în care se întoarce arbitru. Exact ceea ce spui tu, da. Exact ceea ce spui tu. Nu v-ați văzut după meci, că am văzut că îi ziceai că ne vedem după meci. Nu v-ați văzut. Eram nervos. Te-a certat Daniel, că am văzut că a sprintat spre tine? Păi m-a certat. Într-adevăr, avea și dreptate, că puteam să-i expun echipa să iau roșu și nu puteam să joc nici în campionat. Și așa am... Sunt la limite și cu galbenele, era complicat pentru Mister. Sigur, aici nu mă refer la gesturi de tipul Dragoș Grigore, dar e important să ai, nu știu, să ai răutatea asta în plus într-un meci precum cel cu Rapidul, să le arăți că bă, nu mă puteți domina sau nu ne puteți domina prin simplu fapt că pe CV sunteți, în teorie, mai valoroși decât noi. E important să intri să nu fii prea politicos cu ei, hai să întreb altfel. E important să nu fii politicos cu ei? Păi asta a făcut și diferența. Ok. Chestia asta legată de atitudine. Dacă n-am fi avut atitudinea pe care am avut-o și n-am fi jucat în felul acela, probabil că erau net superiori, la modul că făceau ce voiau din noi, dar ducându-te agresiv, ai căzut, te-ai ridicat, te-ai dus iar, ai jucat, ai avut ocazii, ai încercat și au dat seama și ei că sunt într-un pericol oarecum. Că până la urmă poți să spui că a fost 50-50, dar la ocazii am avut mai multe noi. Exact. Ei au avut câteva șuturi pe poartă, dar nu atât de periculoase. Da, da, da. Dacă stai să analizezi, dar da, cred că am sărit puțin de la ce m-ai întrebat. Chiar contează mult să ai o atitudine pozitivă, dar pozitivă. Ok. Da, nu să o degenerezi în ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul partidei. Mi-a trimis Ianu și acum pe WhatsApp sancțiuni hotărâte după... E nouă chestia asta, Ianu, și sau e veche? E nouă? În cât suntem azi? În 20? Deci e de azi. După meciul de Cupa României cu Cluj,
Ce citesc aici, frate? A, diferență, gata, nu mai țipa la mine, Ianuș, te rog frumos să mă ierți. Deci, că vorbeai mai devreme, n-are legătură cu cazul tău. După meciul, deci ca să vedeți cum se judecă, sigur, nu sunt eu în măsură acum să critic, pentru că n-am toate datele la îndemână, dar fiți atenți. CSA Steaua București, sancțiunea după meciul cu Rapid, da? În temeiul cutare, raportat la cutare, aplicarea articolului cutare, Clubul Sportiv Alma Mater Steaua București se sancționează cu penalitate sportivă de 56.952 de lei. Ce înseamnă asta? Câte zeci de mii de euro? 10.000? 10.000? 11.000 de euro, da? 11.000 și un pic de euro. Cât iau eu pe lună de la emisiunea asta? Ianu și mi-a spus să spun. Și urmează și adversarii. FC Rapid 1923 SA. Eu citesc cum scrie pe site-ul Federației. Nu să nu mă înjure pe mine, că știu că se uită și rapidiști. În temeiul articolului, e același articol, a judecat la fel. Deci în temeiul acelorași articole, da? RD, da, fix la fel, mă rog, aproape la fel. Clubul FC Rapid 1923 SA se sancționează cu penalitate sportivă de 7.500 de lei. 1.500 de euro. Și îmi zice Ianu și să mă uit mai departe că a fost și meciul CFR cu Cluj, unde tot așa a fost în tribună, că bănuiesc că i-au dat amenda asta pentru că a fost spectacol pirotehnic, bla bla bla. Și acolo au fost la fanii lui Ucluj, au făcut o chestie asemănătoare. Ucluj a fost sancționat cu penalitate sportivă de 5.000 de lei. Bă, și CFR cu penalitate sportivă de 15.000? Ce a făcut ceva cei patru fani ai lui CFR, deși au luat 15.000? Băi, noi și trebuie să ne documentăm înainte să vorbim despre astea. Ce a făcut CFR-ul de 15.000? Că au, cu tot respectul, au patru fani, nu cred că s-au dus în deplasare cei patru fani, să mă ierte. Dar nu cred că au făcut atât de rău încât să primească 15.000. În fine, cert este că s-a stabilit la Federația Rumenscă de Fotbal rău cel mai mare în România a fost făcut la meciul cu Rapid. Meci unde n-au fost incidente pe teren, n-au fost incidente în tribună, n-a fost o torță în așa. Meciul a fost oprit? N-a fost oprit. N-a fost oprit, n-a fost scandal în afara stadionului, n-a fost nimic rău la meciul ăla. Deci efectiv a fost... Repet, din punct de vedere al jandarmeriei, a fost meciul perfect. Meci de mare risc. Ar fi o problemă. Zero incident. Ce? Zim. Coreografia a fost prea frumoasă din cauza asta. Bun. Bune. Da, probabil de asta. Cred că pe asta a fost... Pe asta. Că au fost da, coreografii frumoase, trei una după alta și probabil de asta. 56.000. Ce poți să faci? Nu ai ce să faci, accepti. Dar probabil o să facă cei de la club, o să facă un soi de... cum se numește, contestație, dar e groaznic pentru că, iată, că eu v-am mai spus de multe ori, sigur, eu nu sunt de acord cu multe lucruri pe care le face presa, dar atunci când presa face lucruri bune, trebuie să semnalizate. Și a fost un editorial al lui Dan Udrea în Gazeta Sporturilor în care vorbea fix despre asta. Și spunea omul, face, bă, se întâmplă aceleași lucruri pe stadionul Steaua, lucruri care se întâmplă și când joacă Dinamo acasă și când joacă Rapidul și când joacă Farul și... Doar că la Steaua de fiecare dată bubuie. Sancțiuni. Suspendări, penalizări, sancțiuni. De ce? Care-i treaba? Adică nu, chiar nu pot să înțeleg. Dacă aș fi paranoia, dar eu nu sunt paranoia, aș spune că are legătură cu cei care fură identități. Dar eu nu sunt paranoia, așa că o să mă opresc aici cu comentariile și cu siguranță n-o să discut cu Daniel despre asta, dar o să discut despre altceva, pentru că tot am ajuns aici. Meciul cu Rapid a fost un meci frumos, sigur, foarte important, așteptat de fanii Stelei foarte mult timp și au fost mulți suporteri. Se putea și mai bine, dar au fost mulți suporteri. În cele mai multe dintre meciurile voastre de acasă nu sunt mulți suporteri. Din punctul meu de vedere, una dintre cauze e și cea legată de programări. Zile nepotrivite, eu pun pariu, vă dau cuvântul meu de onoare că n-am studiat nici măcar toată România, nu toată Europa, dar eu cred că la nivel european nu există echipă din primele două ligi la nivel european care să fi jucat sezonul ăsta, uite, pun pariu, pe donații, facem o donație de cât? De 1000 de euro unei organizații caritabile. Dacă e vreo echipă care să fi jucat mai multe meciuri în timpul săptămânii decât voi și la ore mai
mai aiurea. Ați avut vreodată vreo discuție, nu știu, voi între voi în vestiar, nu știu, cu staful, cu conducerea despre treaba asta? Pentru că, sigur, nu zice nimeni că dacă ați juca sâmbătă la o oră bună sau duminică o să fie 25.000 de oameni. Că nu o să fie cu Alexandria, cu tot respectul. Dar o să fie mai mult decât vin joi la ora 5, când nu ai cum să vii. Ați avut vreodată vreo discuție pe tema asta? Între noi, da. Dar mai departe, cu cine? Nu știm cu cine. Aia e problema. Că... Nu știu, cu conducere. Păi îmi dau seama, dar nu, una la mână, eu sunt și nou la echipă, n-aș putea să da, nu mă duc prea se cade să devin da. Omul din lift. Ok, da. Și să mă duc să le spun de ce nu faceți chestiile astea. Și a doua la mână, eu cred și țin să cred că Dani Mister o face, adică a vorbit despre chestia asta, da. Doar că nu s-a rezolvat. Da, e, adică eu sunt convins sau ar trebui să fie deranjant inclusiv pentru voi. Bă, frate, suntem fotbaliști, sigur. Da, ok, jucăm la Steaua, avem condiții, bla, 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 nu despre asta e vorba. Vrem să putem să fim susținuți de mai mulți oameni. Când în momentul în care pui, bă, nici părinții mei, dacă sunt fotbaliști, eu sunt convins că la voi în echipă, sunt părinți de fotbaliști care nu se pot uita la meciuri pentru că sunt la muncă la ora aia sau chestii de genul, nu pot veni. Păi și soția mea tot la fel, lucrează iată. Până la 6:30 și n-a putut să vină. Doar cu Rapid că s-a nimerit să fie la 9. Exact, adică bă, da, nu da. Poate să-mi vină soția la meci, că lumea muncește, ce să vezi? Domnul Burleanu, deși n-are nicio treabă cu programările. Eu în general evit să dau sfaturi fotbaliștilor pentru că nu e poziția, nu e treaba mea. Dar emisiunea, cred că emisiunea trecută, i-am dat indirect, mi-am permis să-i dau un sfat lui Vali Bărbulescu în calitatea lui de lider de vestiar, greșesc dacă zic asta, nu greșesc, și de capitan, între capitanii Stelei. Mie mi se pare că, respectând regulamentele, deci eu nu vorbesc aici, nu îndemn pe nimeni să facă ceva în afara regulamentelor, respectând regulamentele și protejându-vă astfel încât să nu aveți nimic de pierdut sub nicio formă, mie mi se pare că și voi ați putea atrage atenția sub o formă sau alta, lucru care ar conta foarte mult inclusiv pentru suporterii Stelei. Au mai fost cazuri și îmi pare rău că mă tot țin și nu o să, dar o să vin într-o emisiune cu exemple concrete cu poze. Țin minte că în Germania sigur a fost un caz de fotbaliști de la o echipă, tot așa cred că din Zweite Bundesliga, în care fotbaliștii au venit cu un mesaj, tot așa, pentru că nu erau suporterii mulțumiți de orele la care sunt programați. Adică trebuie apucată de undeva situația asta, pentru că nu, de la sine nu se va rezolva. Cred că puteți să faceți și voi ceva în sensul ăsta. Nu e datoria voastră, nu mă înțelegi greșit. Nu te înțeleg greșit, doar că nu știm ce, dacă am putea schimba ceva, cu toate că se merită încercat, că okay. Asta vrei tu să ne exact. Drum spre chestia asta, că n-ai nimic de pierdut. Dacă asta. N-ai nimic de pierdut, dacă vine cineva și zice, bă, nu faceți asta, că o să luați amendă, atunci da, nu faceți asta. Dar dacă n-ai nimic de pierdut? Da, nu știm, că încă n-am pus la cale chestia asta, la cale sună malefic, dar... ți-am zis, eu sunt nou la echipă, nou, am aproape 5 luni. Da. N-aș putea să-mi permit, cu toate că respect suporterul și peluza stelistă mai mult decât alte lucruri, strict fanatic vorbind, aș vrea să pot să-i ajut, da. Să poată să vină mai mulți, să ne susțină, pentru că și ei își doresc asta, sunt fer convins, dar din postura mea nu știu dacă aș putea să ajut, doar să-i respect prin munca și prin jocul pe care îl prestez. Și bucurându-ne la urmă de rezultatul corect. Meciului. Dar așa, strict despre ce pot face cei din conducere, nu chiar nu-ți pot spune da, absolut nimic, pentru sunt, că nu știu. Sunt convins. Aia e, nu știu absolut nimic. De ce pot să spun ție că se poate sau nu, să te mint, când nu știu absolut nimic? Cât, tu, ce contract ai semnat? Că nu e confidențial, vă zici, durata n-are cum să fie confidențială. Nu, până în vară am. Până în vară? Așa da. Ai vrut tu sau așa ți s-a... Nu, așa ne-am înțeles cu posibilitatea, dacă putem promova, să negociem din nou pentru Liga 1. O să-mi zici că e prea devreme
și o să ai dreptate, o să-mi zici că mai pot interveni multe și o să ai dreptate la fel, dar asta nu mă face să nu te întreb. Ai mai juca încă un sezon la Steaua fără drept de promovare? La cât de... Nu știu cum să mă exprim. Cât timp nu înjuri aici, poți să spui orice, a, să deci știi. Nu am voie să înjur. N-ai voie să înjur, nu. La cât de nebun, ca să zic așa, așa. Sunt, cred că aș face. Ai face. Da. Nu știu, e un sentiment pe care nu poți să ți-l exprim. Nu poți să ți-l spun prin cuvinte. E tot ceea ce pot să spun e că mi-am dorit să fac chestia asta. Și s-a îndeplinit un vis. Doar că aș vrea ca visul acesta să treacă la altă etapă, mai sus. Da, sunt convins. Dacă ar trece acolo, cred că aș putea să-mi pun ghetele. La o anumită vârstă, e prea devreme, da, da, da. Da, da. Nu știu, am dat de exemple mai devreme de fotbaliști cu vechime în vestiar. Bănuiesc că după un anumit timp, sigur, la tine e foarte important și mă bucur că spui chestia asta, e foarte important și latura asta emoțională, legătura pe care spui cu ai de atâta timp și în familie cu Steaua. Dar, fără să dai exemple din vestiar, crezi că un fotbalist care, și nu e de condamnat, care nu are o legătură, că nu trebuie să fie toți stediști care joacă la Steaua, crezi că e deal breaker faptul că, bă, sunt atâția ani în care n-ai drept de promovare, crezi că te poate face să nu vrei să mai joci sau să nu vrei să-ți mai prelungești contractul cu Steaua sau să nu vrei să vii la Steaua tocmai pentru că n-ai drept de promovare? Sincer, cred că ar putea fi. Nu știu nimic din spusele lor sau chestii de genul, că nu prea discutăm despre chestia asta, dar e frustrant câteodată. E frustrant să lupți pentru ceva, să-ți dorești să te ajungi mai sus, că până la urmă ăsta e apogeul vieții, când din ce în ce mai bine, știi? Lupți pentru o familie, lupți pentru anumite chestii pe care ți le propui tu în viața ta. Și când te lovești de zid, e dureros, dar și ei tot la fel sunt ca și noi. Încă speră, cu jumătate de gură, că știu deja ce s-a întâmplat în anii... Și pentru ei e mult mai frustrant decât pentru că ei au obținut pe teren până acum. Exact. Adică au demonstrat. Odată loc de loc de baraj și a doua oară promovare directă. Direct, adică locul 2 și... Și cred că dacă aveau din iarnă dreptul să promoveze, cred că terminau și pe primul. Sincer. Eu așa zic. Că în play-off deja ei erau la... Da, eu știu da. Că eram la Buzău și erau la 9 puncte sau 10, ceva de genul. Și încă au continuat să joace. Adică e de o parte e bine, dar câteodată te duci și în partea cealaltă când devii frustrant. Când devine totul, zici pentru ce fac chestia asta, pentru că nu mă aștept cu absolut nimic. Așa este. Da, și nu e de condamnat, mi se pare o reacție perfect normală. Putem să luăm alt domeniu, de exemplu, când nu poți să faci absolut nimic, exact. Știi că rămâi acolo. Exact. Știi, da, te poți blaza, nu-ți mai pasă, nu mai pui atât de mult suflet. Și în fotbal, dacă nu-ți pasă de lucrul pe care îl faci... Plus că în fotbal anii știi că sunt ca diamantele. Exact. Sunt prețuiți altfel pentru că e perioada foarte scurtă în care trebuie să-ți fructifici cariera. Era o întrebare mai devreme, a schimbat Oianu și l-am apucat să o citesc. E adevărat că a refuzat oferta din Liga 1 care să semneze cu Steaua? Minciună ordinară. De cine? De tine, da. Nu știu. Nu, deci n-ai avut oferta din Liga 1. N-ai avut oferta. Nu este adevărat. Mi-ai spus mai devreme, dar o reformulez pentru că vreau să te întreb și altfel. În perioada când a început sezonul? August? Iulie? Iulie până pe 20 noiembrie. În mod oficial, în vestiarul vostru sau pe terenul de antrenament, a fost purtată vreo discuție cu noutăți despre dreptul de promovare? Discuție, la cine te referi prin discuție? Oricine, mister sau de la mister, sus? La manager, la Sfântul Petru, la... Doar cu mister, atât. Adică și dânsul era fer convins că ar putea să rezolve. Adică chiar l-au convins și pe... Deci Daniel Oprița era... Da, era convins că ar putea să obțină. Și nu îl văd pe mister mințindu-ne. Adică la cum îl cunosc, în timpul ăsta de 5 luni, la cum l-am cunoscut, nu înflorește lucrurile, să-i spun așa. Dar chiar
era hotărât și ne-a spus, drept dovadă, și când ne-a spus la telefon, cred că știa ceva. Auzise ceva, că e, se va finaliza sau că sunt în discuții sau ceva de gen. Dar acum mai târziu, nu. Trecând etapele, câte una, câte una, câte una, stresat de la jocurile noastre până la dreptul de promovare, e clar că nu e convenabil pentru niciuna dintre părți. Dar referitor la chestia asta s-a discutat doar la început. Primele două luni, trei luni. Adică era undeva balanța înclina spre da, da, decât spre nu. Dar acum... A vorbit Daniel Oprița săptămânile trecute și despre viitorul lui. Crezi că ar face o greșeală Steaua dacă nu îl ține pe Daniel Oprița în continuare? Da, nu vreau să discut, dar referitor la asta, da. Cum te înțelegi cu el? Ce fel de om e? Din afară pare coșmarul jucătorului care vrea să dribleze sincer la cum să fotbal. La cum se comportă cu noi. Okay. În primul rând e prieten și după e antrenor. Ok. Referitor, e bine asta? Da. Am mai avut antrenori, drept dovadă, pe domn profesor Păpustai. Ok. Pe mister, pe Adrian Mihalcea. Păpustai pentru mine, fără să-l cunosc, pare cel mai prieten cu jucătorul, greșesc? Este, dar își impune o atitudine la prima întâlnire. Okay. O atitudine superioară. Dar nu la modul, nu prin, doar prin vorbe, doar, ca să-ți dau un exemplu. Prin modul lui de a fi serios și chestii de genul. Și îmi pune un statut în care tu spui, până aici aș putea să discut. Am înțeles. Mai sus nu se poate, că nu am loc. Doar nu stric că sunt, să crede mai superior, mai înțeleg, inteligent. Doar că te face să-ți dai tu singur seama că, bă, mă pot duce cu prietenia până aici. Da. După aia nu mai merge. Da, că... da, da. Dar la mister a fost cu totul și cu totul altceva. E sociabil, poți să vorbești orice, te întreabă cum ești, dacă ești bine, dacă ai nevoie de pauză, dacă orice. Și e mișto parteneriatul ăsta așa de prietenii înainte de... Deci nu e nervos în permanență așa cum îl vedem noi când mergem la meciuri, că el timp de 90 de minute la meci, eu i-am mai dat, repet, nu dau sfaturi, dar mi-am permis lui Daniel Oprița să-i spun, mie mi se pare periculos inclusiv pentru el, adică el 90 de minute... Pe lângă faptul, cred că dacă îi pun ăștia din aia de monitorizare, cum aveți voi, cred că face vreo 5 km în spațiu tehnic, se consumă foarte tare, adică nu e așa în general. La antrenamente, în general, nu. Doar că noi mai supărăm noi câteodată când mai dăm chițuri. Apropo, ești cel mai bun om din această încăpere să vorbești despre Boiciuc. Din punctul meu de vedere, condamnați-mă dacă vreți, eu mă așteptam la ceva mai mult de la Boiciuc. Tu ai jucat cu el la Buzău. Ce fel de fotbalist e, ce tip de fotbalist e, ce profil de fotbalist e? Cum crezi tu că arată Boiciuc la adevărata lui valoare în momentul de față? Cum ar trebui să arate? La Buzău ne-a ajutat, adică în mare parte golurile lui, exact cum sunt anul ăsta, cu Chipirliu, cu Bogdan, ne-au ajutat foarte mult. Și chiar dacă câștigam cu 1-0, era un gol de 3 puncte. Adică da. A avut, cum să spun, a jucat, a avut o... Stai că nu-mi găsesc cuvântul. O constanță. Ok. Foarte, foarte bună. Adică toate meciurile și a și înscris. Probabil că aici, la Steaua, a simțit ceea ce tu mi-ai spus acum 3 sau 4 întrebări, cum te simți, de vorba de emoții, de... El e și un tip, chiar dacă mă vede și asta nu se supără pe mine, el e mai introvertit. Okay. Gen, nu e chiar atât de sociabil cum suntem cu toții, știi? Mai retras, vede de treaba lui, exact, cafeluța lui, soțioara lui, știi? Okay. Chestii de genul. Și gen, să nu-ți faci impresia că a fost exclus de grup sau chestii de genul, nu are nicio legătură. Doar că probabil încă până acum nu și-a demonstrat nici jumătate din potențial. Din punctul meu de vedere, cunoscându-l și jucând aproape 7 luni cu el. Sunt convins că așa e. Adunat cu ce joc și aici, am un an de când joc cu el împreună.
Deci e posibil să vedem cu totul și cu totul altă fața lui Boiciuc, nu știu, poate după pauza de iarnă? Clar. Pentru că tu nu știu dacă știi neapărat lucrul ăsta, dar și nu doar eu, și mulți dintre suporterii Stelei, noi am avut o problemă, e mult spus, relativ similară și cu Chipirliu. Chipirliu, în momentul în care a venit la Steaua, cel puțin în prima parte, în primele câteva luni, nici goluri, nici jocuri, și a început Chipirliu și nu s-a mai oprit cu golurile, deci mergem pe scenariul ăsta și cu Boiciuc. Posibil, da. Acum nu știu, nu te aștepta la atâtea goluri. Nu mă aștept la atâtea goluri, că n-are loc de Chipirliu printre altele, dar nu e vorba doar despre da. Din partea mea să dea și 30, nu mă interesează, să iasă golgheter, numai să fie bine pentru toți aici. Dar chiar Chipirliu, nu ți se pare, acum vorbim, ieși din pielea jucătorului, pune-te în pielea, că vorbim de bine, pune-te în pielea, nu știu, unui microbist. Nu ți se pare că în momentul de față locul lui Chipirliu ar putea să fie fără mari probleme la o echipă din Liga 1? Clar. Adică un om care dă zeci de goluri sezon după sezon în Liga 2? Da, el e genul, e omul potrivit la momentul potrivit, acolo, când trebuie, chiar e acolo, serios. Da, asta mi se pare o calitate, adică Chipirliu nu mai e vorba de noroc că e mereu acolo, nu, știe unde să vie. Ai și văzut meciuri dintre primele divizionare cu cele din secund, din Liga 2. Da. Și ai văzut că nu e mare diferență. Probabil că diferența e modul de a gândi sau încă puțină calitate față de ceilalți, mă gândesc. Dar calitatea o poți dobândi cu experiență și cu jocuri și antrenându-te separat. Drept dovadă, Boiciuc face chestia asta de ceva timp. Chiar se antrenează. E unul dintre cei care rămâne mereu după antrenament. Interesant. Da. Ne apropiem de finalul emisiunii și ne apropiem și de finalul anului competițional. Urmează ce urmează? Progresul Spartak? Da. Apropo, meciul cu Progresul Spartak va fi luni, Ianuș? Sâmbătă dimineață la ora 11, la Clinceni. Și văzusem undeva că biletele nu se pot lua pentru cine vrea să meargă. Scuze, am probleme cu casca, de asta fac așa. Pentru suporteri, cine vrea să meargă, trebuie să-și ia biletul online, pentru că în ziua meciului nu se vor mai putea cumpăra bilete. Și la fel mi-a spus cineva că copiii cu vârste de până la 5 ani pot intra gratuit. Și mai e un anunț pe care chiar vreau să-l fac, pentru că joi, de la ora 19:30, dacă am greșit ora exclusiv vina lui Ianu și pentru că el mi-a spus-o, Steaua Dinamo, meci de rugby în Ghencea, pe stadionul Steaua. La fel recomand, o să vin și eu la meci, cel mai probabil. Vorbeam despre faptul că urmează în 2023 Progresul Spartak în campionat și Corvinul Hunedoara. Situația Stelei nu e rea în clasament, dar nu e nici genială. Și când zic nu e genială, mă refer la faptul că nu prea vă mai permiteți pași greșiți. Da. Sigur, tu o să-mi spui că respecti toți adversarii și cu toții e greu. Eu o să spun că cu Progresul Spartak, în teorie, ar trebui să bați. Cu Corvinul mie mi se pare greu. Ce tip de, din ce ai apucat să vezi până acum, bănuiesc că nu foarte mult, ce tip de echipă ți se pare Corvinul? Mi se pare o echipă de tipologia forță și alergare. Okay. Adică genul fizic. O echipă care te poate bate fizic. Gen, nu pe noi, în general. Că încă n-am disputat partida ca să ne dăm seama ce se poate întâmpla. Dar sunt exact ca și cei de la Slobozia. Aceeași tipologie și e greu cu echipele astea. Pentru că nu renunță niciodată, aleargă foarte mult și, uite, drept dovadă și meciul cu Csíkszereda a fost foarte greu să-i deschidem. Da. Pentru că s-au apărat aproximativ cu toată echipa în ultimii 30 de metri. Am observat lucrul ăsta, sigur, eu nu observ chestiile tactice așa cum le observați voi, mai ales de pe teren, dar, nu știu, zi-mi o echipă din sezonul ăsta care să se fie apărat mai agresiv și mai etanș decât Csíkszereda cu voi. A existat cineva? Niciuna. Nici măcar Dumbrăvița. Și la Dumbrăvița... Dumbrăvița, vezi că au avut ocazii, Dumbrăvița, adică au ieșit... Da, asta zic, da. La care te așteptai să... Da, okay. Gen
Doamne ferește, nu spun cu răutate sau ceva de genul, că ar fi de un clasament să fie mai jos sau chestii de genul. Dar te așteptai să joace tot la fel. Ca și exact. Eu am jucat în anii precedenți de 3 ori sau 4 ori cu Csíkszereda și era foarte greu. Da, chiar, că trec dintr-una într-alta. Care-i faza cu Schellenberg? De ce? De ce merge atât de bine Schellenberg? De ce au bătut și Steaua? Chiar, apropo, meciul în care ai dat-o primul... Da, în care eram fericit-nefericit. Fericit-nefericit. Îi vezi să ducă până la final? Păi... Sau e o chestie de, ți se pare o chestie mai mult de conjunctură? Nu știu. Din câte am observat acum ultimele meciuri, cam au bătut. De ce să le luăm din merite? Dar ce s-a întâmplat cu voi? De ce? Că... Sigur, l-au prins Steaua într-o perioadă nu foarte bună, dar... De exemplu, s-au luat gol imediat după ce am dat, tot așa, pe greșeli. Da. Golul 3, greșeala mea, pasă către Wallace, au interceptat-o și iar așa se întâmplă. Deci la echipa asta n-am mai, ca la echipa asta n-am mai întâlnit așa ghinion. Orice ocazie, incredibil. Și dacă dai, exact cum a fost, exact o dau de ca tine, cum a fost golul cu Ceahlău al Necuțescu. Ok. Dintr-un, da. Pur și simplu, reflex. Atâta tot. Doar așa luăm goluri, doar pe... Nu e ceva să zici că te domină, te surprinde cu ceva. Și cred că ne-au dominat tot așa, fizic și pe greșelile noastre. Dar care ți s-a părut din echipele care ai jucat până acum, în sezonul ăsta, care ți s-a părut cea mai puternică? Schellenberg? Sunt câteva, sunt vreo 3. Lasă-mă să ghicesc. O să zic Schellenberg, nu spune încă. O să zic Slobozia. O să zic Slobozia și o să zic Buzău. N-am jucat cu Buzău. Cum n-ați jucat cu Buzău? N-am jucat. A, n-ai jucat tu. Am a, ok. Suspendat. Nu știu cum a fost meciul din... Atunci nu, ia, șterge Buzău. Zimianu și... Deci, Schellenberg, Slobozia, ce mai fost așa greu? Nu mă știu. Le-a nimerit pe asta sau nu le-a nimerit? Nu știu ce zic. Și Slobozia, cred că mai greu a fost terenul decât echipa. Tot așa s-au apărat. Adică da. n-au avut așa, să zic eu, să ne domine sau să joace ceva special ca să te surprindă. Dar, uite, mie, cu tot respectul și nu că a fost mentorul meu sau profesorul meu, mi s-a părut meci greu cu Ceahlău. Ceahlău? Din teren, dacă te uiți atent și analizezi meciul, au avut câteva ocazii. Au avut, sigur. La 1-0 pentru noi e ocazie și până a doua repriză și au avut 4 indisponibili. Și tot s-a simțit, Și cu Schellenberg, da, meci greu și așa cu cine. Și Dumbrăvița, că tot ziceam, a fost meci greu. Chiar a fost meci greu. A fost mai exact, a fost Heirupul ăla, lungă, fugi, s-a bazat mult pe faze fixe. Și noi n-am reușit să marcăm, ei nici atât, cu toate că au avut ocazii. N-are niciun sens să discutăm despre posibilitatea în care să ratați calificarea în play-off. Nu există, nu se concepe, nu se ia în calcul. Nu cred, sigur nu. Asta îmi doresc eu. Să nu vorbim despre chestia asta. Nu vorbim despre chestia asta, suntem fix la o oră după ce am început emisiunea, adică în momentul în care trebuie să o și încheiem. Îți mulțumesc foarte mult pentru dialog, chiar a fost antrenant. Nu știu, sper să meargă bine situația, sper să primești, de fapt să primim toți, că nu primești doar tu, vestea aia bună și să-ți îndeplinești visul și cam atât, dacă, ca de fiecare dată, dacă vrei, ai camera acolo 20 de secunde, dacă vrei să transmiți ceva fanilor, orice, ești invitatul meu. Dacă nu, nu. Pot să le transmit, nu e nicio problemă. Oricum, îți mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o onoare. A doua invitație, da. glumesc, te tachinez. Da. Da, e mișto, te urmăresc pe Națiunea Stelistă și referitor la fani, așa, să fie cum au fost până acum, pentru că chiar s-a simțit din teren, eu am simțit-o din primul și până în ultimul moment. Au fost acolo unde nimeni, și când spun nimeni, nimeni nu s-a aștepta și nu spera și își doreau unii să nu poată ajunge și au fost.
și le mulțumesc pe atât eu cât și colegii mei, le mulțumim și forță Steaua. Da, aia a fost, îi mulțumesc lui Daniel Vârteș, vă mulțumesc vouă, lui Ianu și care nu știu ce a făcut în regie de data asta, că m-a întrerupt de prea puține ori, probabil a avut alte lucruri de făcut. Ne vedem luni, sub o formă sau alta, ne vedem luni, dar până atunci, joi, meciul de rugby, sâmbătă, meciul echipei de fotbal la Clinceni cu Progresul Spartak. O seară bună, la revedere!